Începem, da? Da. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. În temeiul dispoziției articolului 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 150 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 31 mai 2017, orele 13 la sediul primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 1 anul 2017 al Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2017, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului la apa potabilă ca taxă specială pentru serviciul public de alimentare cu apă al Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție dotare cămin cultural în satul Bucium, comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului dotare cămin cultural în satul Bucium, comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei, prin finanțare de la bugetul Uniunii Europene, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, sub măsura 7.6, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, inițiator primarul Comunei. 7 diverse. Domnule președinte, vă rog să vă luați în serios activitatea. Domnule primar, doamna secretară, stimați colegi, mă sunt foarte onorat să conduc lucrările ședinței de astăzi, având în vedere faptul că este pentru prima dată când iau cuvântul și când conduc ședințele. Se supune la vot ordinea de zi prezentată de către domnul primar. Așa, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Așa, acum punctul 2 se supune la vot procesul verbal din ședința anterioară din data din 3 aprilie 2017. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Dau cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta punctul 1 din proiectul de hotărâre. Raportul din inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 1 2017 al Comunei Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 1 al anului 2017 al Comunei Bucium și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederile articolului 49 alineatul 2 și următoarele din legea numărul 217/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011 pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010. Astfel, puteți constata care a fost planul anual, respectiv planul pe trimestrul 1 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Având în vedere aceste considerente, rog analizați și dezbatere proiectul de hotărâre. Domnul președinte, de la buget. Domnul președinte de la buget, vă rog să prezentați punctul de vedere din urma analizei. Punctul de vedere al comisiei, comisia de acord cu execuția bugetară pe trimestrul. Cine este împotrivă? Dacă sunt înscrieri. Dacă sunt înscrieri, vă rog. Dacă nu, atunci cine este pentru? Împotrivă? Abține. Domnul primar, vă rog să-i prezentați punctul 2 la proiectul de hotărâre. Raportul din inițiarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2017. Doamne și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile ordonanței de guvern numărul 2288 din 09/12/2004, pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale, privind prevenirea și gestionarea situației de urgență, precum și prevederile ordonului comun MAI-MAPN numărul 192/2012, privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și purori accidentale,
și a ordinului comun MAI, MAPN 245/3403 din 2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a atenționărilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice pentru preîntâmplarea producerii situațiilor de urgență specifice și având la bază referatul prezentat de șeful SVSU Bucium, domnul consilier Pârvu Nicolae, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus spre aprobare necesarul existentul și propunerea de realizare în anul 2017 a principalelor funcții de sprijin, atât materiale, financiare, dar și umane, în vederea gestionării situațiilor de urgență ce pot să apară pe raza comunei Bucium. Având în vedere faptul că în anul precedent din taxe speciale PSI, suma totală colectată a fost de 6.000 lei, dar și faptul că în anul 2017 această taxă nu s-a majorat, însă totalul colectării s-a preconizat a se ridica doar la suma de 7.000 lei. În anexa numărul 1, la proiectul de hotărâre am propus repartizarea sumei de 5.500 lei pentru localizarea și strângerea încetului și diferența de 1.500 lei pentru asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție persoanelor evacuate și altor resurse. În anexa numărul 2, la proiectul de hotărâre au fost detaliate sumele din anexa 1, respectiv pentru stingătoare, un număr de 11 stingătoare la un preț de 85 lei stingător, au rezultat suma de 935 lei. Pentru echipamente de intervenție număr de 8 echipamente la un preț de 251,9 lei, a rezultat suma de 2015 lei. Pentru alimentare apă din hidranți, 350 de metri cubi la un preț de 7 lei metru cub, a rezultat suma de 2450 lei. Pentru asigurarea transportului forțelor și mijloace de intervenție a persoanelor evacuate și alte resurse consum de carburanți pentru 400 litri motorină la prețul de 4 lei, a rezultat suma de 1600 lei. Din punct de vedere uman, conform anexei numărul 3 la proiectul de hotărâre, ar fi nevoie pentru acționarea în situație de urgență de un număr de 50 de persoane care să îndeplinească toate categoriile de funcții, însă după cum cunoașteți deja, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Bucium are în componență un număr total de 21 de persoane, la care am adăugat un număr de 3, care asigură de persoane din cadrul primăriei care se ocupă de întocmirea documentelor și asigură păstrarea acestora. Astfel că pentru anul 2017, pentru gestionarea situației de urgență, am prevăzut a fi folosit un număr total de 24 de persoane. Vreau să vă menționez că există obligația Consiliului Local ca în fiecare an să aprobe resursele financiare, materiale și umane pentru buna gestionare a situației de urgență și tocmai de aceea am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Acestea sunt argumentele și rog consilierii să analizeze și să aprobe în consecință. Aici e vorba de situație de urgență. Trebuie făcute, avem controle, cât de cât trebuie să stăm bine în cărtii, plus că ne mai trebuie și anumite stingătoare, o pompă de scos apă, dar nu sunt bani. Pentru APSI 6 lei au rămas de atâția ani de zile pe fiecare familie și banii ăsta sunt decât 6-7 mii de lei pe an. În caz de se alimentează, că nu s-a alimentat până acum din hidranți, în caz de foc, da, să fim acoperiți ca plată, să plătească, până acum nu s-a... N-am umblat la hidranți. Anul ăsta, anul trecut. Domnule președinte. Domnul președinte de comisie, vă rog să prezentați punctul de vedere în urma analizei prezentate domnul primar. Punctul de vedere al comisiei este de acord. Dacă... Comisia juridică pe voi aici. Da? Sigur. În urma analizării proiectului de hotărâre inițiale către domnul primar, toți membrii comisiei au fost de acord cu proiectul. Nu e problemă. Nu e problemă, supuneți la... Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Nu sunt. Trecem, domnul primar, vă rog să prezentați punctul 3 în proiectul de hotărâre. Raportul din inițierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea prețului la apa potabilă ca taxă specială pentru serviciul public de alimentare cu apă al Comunei Bucium, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, urmarea raportului de audit întocmit de inspectorii Camerei de Conturi Bacău și a măsurilor stabilite prin decizia numărul 50/2016 în vederea aducerii la îndeplinire acestei decizii, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care vă propun stabilirea prețului la apa potabilă furnizată către cetățenii din satul Răcăuți. Fac specificația că prețul la apă nu se majorează, ci rămâne același ca și până acum, 7 lei metru cub. Însă nu există o hotărâre de Consiliu care să prevadă în mod
expres acest preț. Fundamentez propunerea făcută cu următoarele. În prezent furnizăm apă locuitorilor din satul Răcos la un preț de 7 lei metru cub. Apa furnizată provine din două surse, SECE, domeniul public-privat și privat Onești și sursa proprie realizată din bugetul local în Răcăuți. Întrucât în contractul încheiat cu SECE, domeniul public și privat Onești, prețul de furnizare este de 6,72 lei, cu TVA inclus, la care se adaugă și prețul de distribuire de 1,66 lei, inclus TVA, stabilit de ANRSC București, se constată un total de 8,38 lei. În anul 2016 am depistat și realizat o nouă sursă de apă pe raza comunei, iar această sursă îndeplinește condițiile pentru a fi consumată ca apă potabilă, însă cantitatea captată este fluctuantă, între 100 și 700 metri cub pe lună, funcție de anotimp, de anotimpul care este. Pentru a scade prețul la apă furnizată cetățenilor, colectăm în rezervorul din satul Răcăuți mai întâi apa din sursa proprie, iar pentru diferența aceasta se umple cu apă care vine de la Onești. Astfel se realizează posibilitatea de a scădere a prețului la apa potabilă. Întrucât noi nu avem hotărâri de Consiliu numai pentru cei 1,66 lei metri cub pentru distribuire, la care se adaugă și prețul din contractul cu SECE domeniul public al privat Onești, rezultând un total de 8,30 lei metru cub. Iar în fapt se încasează pe chitanțe 7 lei metru cub. Este nevoie de o hotărâre cu acest preț. Față de cele menționate, rog aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Aici este vorba de apa de la Răcăuți, când am în 2007, când am dat-o, m-am dat-o la apa serv, ea a avut un preț, pe urmă le-am luat-o la apa serv, am depus din nou la București, la NRSC, mi-a aprobat 1,52 fără TVA, ce înseamnă curent, salariu și în caz de pierdere, până în 10%. Mi-a aprobat 1,52, am dat o hotărâre, după cum știți, o parte dintre dumneavoastră, am dat o hotărâre că acei 1,52 fără TVA se adaugă la factura emisă de furnizorul de apă, la prețul furnizării pe metru cub emisă de cine? De 10 canal, acum e privat Onești, o să fie altă Constanța. Spunea clar că se adaugă 1,66 la prețul furnizat. Au venit curtea de conturi și a zis, nu e bun, trebuie prețul, nu e bun. Măi doamnă, dar 1,52 se adaugă la prețul ceala și nu trebuie să dau, că aia ce făceau capul canal, după cum știți. Ori două luni de zile ori dedica la 6 lei, 7 lei, ori dedica iar luni. În fiecare lună trebuia să dăm hotărâri de Consiliul Local. Și hotărârea mea, au zis că hotărârea mea nu e bună. Nu e bună, face nota. Și pentru asta, că am primit ca punct să duc la îndeplinire decizia curții de conturi, v-am expus azi de ce să încasează 7 lei, dacă dă Dumnezeu. Acum sunt la 48 de metri cu foratul în poiana aia, acolo lângă rezervorul cealalt. Le s-au stricat compresorul. Dacă ajunge la 200 de metri și măcar găsăm 0,5 jumătate de litru pe metru pe secundă și apa să fie bună, mai lăsăm. La condițiile de... Da, următoarea, când o să mai fie o ședință și am dat, dacă dă Dumnezeu. Dacă nu, acum face studiu, să duce 200 de metri, nu găsește, am închis, am pierdut 700 de milioane. Banii vechi, nu, da? Am pierdut banii, e un fel de studiu. Dacă am găsit apă și apa e bună, mai dăm, știți că mi-ați aprobat, 1.300.000 și îmi metubează, scoate apă, duc la analize, nu, întâi scoate apă, duc la analize, dacă e bună, o tubez. Dacă nu, am pierdut pe cea 700, chiar dacă am dat de apă. Chiar dacă dau de apă și nu are calitățile potabile, nu cont tot timpul de făcut verificări. Păi, dar în fiecare lună se face verificări. Da. Deci la două luni... Timpul pus... la în contract am da, dar în fiecare, la două luni de zile, Sanepidul Bacău vine și ia, da, iei apă, iar pe două ori pe an sunt obligate un mai și un măiebrii să iau apă, tot de la ei îmi dă o sticluță și un bidonaj, da, și să facă obligatoriu. Noi că sunt, când au găsit atunci cu depășa limita de fier, da? Au venit, mi-au oprit-o. În 2008 nu mi-au oprit să apa. Nu te joci cu... La Ponț acolo nu te bea fasolea cu apa din trofântână, dar rest da. Strâmbă și n-au avut nicio problemă. Eu zic că da. Să fim în pas și cu curtea de conturi, atâta se încasează, dacă dă Dumnezeu și mai găsim apă și bună, mai la peste două luni.
mai dăm, mai ducem la 5, la 6, o să mă orientez ca de ce? La un preț. Să plătim și apa la, că chiar dacă ajunge, s-ar putea odată să fie o avare și intră într-o noapte 5 rezervoare, 500 de tone și curge la pârâu, avare. Și intră la unul și trebuie să luăm o marjă în caz de să avem bani, o rezervă. De cumpăra pompă, să arde pompele, că stă. Odată două pompe la seră, plus o să fie două pompe jos în, în vale, plus curent, plus om, plus pierderi. Da, un fond de rulment, să nici ei să nu... Că eu zic că la 7 lei acum, nu e nici mult, nici... Rezonabil. E rezonabil ca să scurgă apă din perete. Eu aș vrea să dau la mine 7 lei, să-mi curgă apa din perete, să nu mai stau cu hidroforul, când se ia curentul, nu mai am apă. Când se sparge membrana, nu mai am apă. Să sparge rulmentul, să arde motorul. Când stau cu, stau cu mașina de ras până în coalea, hop, du-te la fântână, încălzește apă. Și eu aș vrea, poate de Dumnezeu, la anul, să avem să-mi curgă și mie apă din perete, ca la Răcăuță. Domnul președinte, deci, domnul președinte de comisie, vă rog să prezentați punctul de vedere în urma analizei expuse de domnul primar. Noi stabilim astăzi prețul la 7 lei pe metru cub, dar cred că până la sfârșitul anului vom mai da o hotărâre și tot la acest preț, pentru că DPP-ul nu mai are nicio fel de atribuțiune în livrarea apei mâine, 1 iunie. Tot serviciul acesta este preluat de Raja Constanța. Raja Constanța este o societate de stat. Deci nu este societate privată, este o societate de stat care se ocupă cu distribuția apei în mai multe județe, inclusiv Iași, dacă așa ca titlu informativ. Ei și-au intrat în atribuțiuni, trebuie să vă informez că DPP-ul a comunicat o pierdere, primăria o pierdere prin DPP de 600.000 de euro într-o jumătate de an, de când au preluat canalizarea de la apa SER. Deci, punctul de vedere al nostru este normal. Acum că Curtea de Conturi, în urma verificărilor, dacă s-au dus la îndeplinire ceea ce a fost atat, am trecut în asta, ne-a impus acest punct ca să dăm o hotărâre de Consiliu privind prețul de 7 lei. Asta scrie acolo. Cer constatate din dumneavoastră, punctul de vedere al nostru nu poate fi altul decât de acord, dar să așteptăm alte timp. Dacă sunt și alte înscrieri la cont, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Domnul primar, vă rog să prezentați punctul 4 din proiectul de hotărâre. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Răspândit din județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, județul Bacău implementează la această dată din fonduri post-mediu proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, în baza contractului de finanțare numărul 131826 din 11.04.2011, semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform prevederilor ghidului solicitantului, axa prioritară 2 post-mediu și domeniul major de investiție 1, dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor 1, din documentele suport atașate la cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor post-mediu, a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat prin hotărâri ale autorităților deliberative, ale unităților de administrativ teritoriale, membrii ADIS, inclusiv prin hotărârea numărul 212 din 22-12-2010 a Consiliului Județean Bacău. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor la nivel județean. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, lucru care a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție. Astfel, deși în luna ianuarie a fost adoptată hotărârea Consiliului Local Buciu numărul 3 din data de 20, cu același obiect, ulterior în data de 30 ianuarie am primit o altă adresă, numărul 211, prin care se solicită aprobarea actului adițional numărul 2, modificat față de adresa anterioară. Am crezut inițial că este vorba despre aceeași hotărâre pe care noi am aprobat-o, însă la o analiză ulterioară, mai atentă, am constatat că este vorba despre mici modificări în conținutul actului adițional. Având în vedere cele anterior prezentizate și adresa comună a Consiliului Județean Bacău,
Unitatea de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la Primăria Bucium cu numărul 5451 din 19-12-2016, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Domnul președinte, doamna președinte, vă rog să prezentați punctul de vedere în urma analizei făcute de domnul primar. În urma analizei proiectului, toți membrii Comisiei Juridice au fost de acord cu proiectul propus de către domnul primar. Dacă sunt și alte înscrieri, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Doamna primar, vă rog să prezentați următorul proiect de hotărâre. Raport privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții dotare cămin cultural în sat Bucium, comuna Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnilor consilieri, așa cum am prezentat și cu ocazia aprobării bugetului local pe anul 2017, în acest an am demarat procedura pentru obținerea finanțării din fonduri majoritar nerambursabile și parțial de la bugetul local a investiții dotare cămin cultural în sat Bucium, comuna Bucium, județul Bacău. Am ajuns în faza de aprobare a indicatorului tehnico-economic pentru acest obiectiv, respectiv a memorului tehnic, drept pentru care urmarea lucrării prezentate de CE Comare SRL, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun astăzi dezbaterii și aprobării. Precizez că valoarea totală a investiției ajunge la suma de 441.492 lei, respectiv 97.533 euro fără TVA, prețuri calculate la data de 22.12.2016. Asigurarea fondurilor necesare investiției se face din bugetul local pentru cheltuielile ineligibile și fondurile rambursabile FADR pentru cheltuielile eligibile. În cazul acceptării obiectivului în cadrul submăsurii 7.6, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, astfel cum rezultă din bugetul indicativ al proiectului cererii de finanțare. Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiției dotare cămin cultural în sat Bucium, comuna Bucium, județul Bacău. Ne apropiem cu pași mărunți, da? Ușor, ușor, trebuie făcute toate ce ne cere. Pentru a obține bani din fonduri europene, trebuie să pășim, cum spune. Așa că, domnule președinte... Domnul președinte, comisie, vă rog să prezentați punctul de vedere și în urmă analizei făcute de domnul primar. Punctul de vedere a comisiei, de acord. Nu pot fi, nu fi de acord cu dotarea cum. Mai ales că cu banii europeni, de la ei, o parte, partea mare. Cea mai mare de la ea nu e o mică. Da, da, aproape că din eu, de la ei. Da, cine se înscrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Domnul primar, vă rog să prezentați următorul proiect de hotărâre. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la implementarea proiectului dotare cămin cultural în sat Bucium, comuna Bucium, județul Bacău, prin finanțare din la bugetul Uniunii Europene, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, sub măsura 76, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Doamnă și domnul consilier, și acest proiect de hotărâre are la bază aceleași motivații prezentate mai sus, când au fost propuși spre aprobare indicatorii tehnico-economici pentru investiția dotare cămin cultural în satul Bucium, comuna Bucium, județul Bacău. Țin să precizez că implementarea acestui proiect aduce un aport la dezvoltarea colectivității locale. În locație urmează să se crea cadrul corespunzător desfășurării manifestărilor culturale și sociale ce se vor desfășura în comuna Bucium. Tocmai de aceea este nevoie de acordul Consiliului Local pentru a putea introduce proiectul în vederea accesării fondurilor. În cazul în care acesta ar obține finanțare, autoritățile locale sunt obligate ca pentru o perioadă de 5 ani, de la data efectuării ultimei plăți, să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției. Pentru că consider că această investiție este importantă pentru comuna Bucium, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnule președinte! Domnule președinte din comisie, vă rog, în urma analizei făcute de domnul primar, să vă ascultăm. Da, e normal că trebuie să fim, adică suntem de acord cu proiectul de hotărâre la punctul 6, mai ales că ați văzut că există o anexă acolo, zilele care vor fi și la activități
cultural sportive care vor fi organizate la acest edificiu. Da, Dumnezeu, să nu obținem bani. Da. Și activitățile desfășurate vor putea fi aducătoare de venit în cazul în care nu cu fonduri europene, nu, da. Nu, asta era. Eminescu, asta era, Maruca, da. Nu, la ce activități. Vor fi alte activități. De la alte activități. La școală, nu să mai facă la școală. Mă refer la alte activități care vor avea loc de-a lungul timpului. Vor fi, adică banii, cred eu, că vor fi cheltuiți pentru mentenanță, pentru acolo. Deci vor putea fi aducători. Mai trebuie o apă, o canală. Da, de acord. De acord, da? Dacă sunt și alte înscrieri la cuvânt, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abținere. Diverse. Am ajuns. Da. Cine are probleme? La subiect și... Suntem la punctul 7, la diverse. Înscrieri, domnul Mateaș. Domnul Tudor. Domnul Mateaș. Nu vă bateți, prieteni. Da, dacă îmi permiteți, înainte să vă invit la înscriere la cuvânt, vă rog să îmi permiteți mie să iau primul cuvânt, o fiind, pentru că am condus eu ședința. Stimați colegi, până acum, aproximativ un an, recunosc că faptul că aveam unele îndoieli privind administrația comunei, dar acum, făcând parte și eu în acest fenomen, realizez cu plăcere că calitatea proiectelor de hotărâre inițiate de domnul primar și modul cum sunt puse și duse la îndeplinire. De altfel, apreciez și organizarea și cei care din aparatul administrativ care participă la curățenia comunei își fac datoria. De altfel, și având experiență în PSI-ul ăsta, apreciez pe domnul șef de la SVSU, își face datoria. Priantei m-a rugat și pe mine, spun la mine acolo, cu poartă. S-a stabilit echipa de voluntariat. Da, nu fac poartă. Dar s-a stabilit. Da, dar colaborez cu el, că eu conduc un serviciu privat în altă parte. Colaborăm și asta am văzut că se ia măsuri în privința secetei, a curățării hornurilor la case, deci spuse priante așa. Dosarele astea care se facă și toate actele sunt puse la punct. Așa, și în primul rând când s-a mai luat la o ședință cu selectarea deșeurilor, am văzut în satul Recăuți, prin zona mea, acolo oamenii au început să-și facă datoria cu selectarea deșeurilor. De altfel, cu această ocazie doresc succes tuturor colegilor și mulțumesc pentru așa. Dau cuvântul lui domnul Florin și lui domnul Mateaș. Și vreau să spun la capitolul divers. Nu observați, răspăind acest dosar cu materialul. Pentru această ședință, există o notă acolo, prezentată de Curtea de Conturi, întocmită pe data de 9 mai parcă, în care constată, dacă vă mai aduceți aminte, că noi într-o altă ședință anterioară, ne-am însușit acest proces verbal întocmit de Curtea de Conturi cu lucrurile bune și lucrurile rele. De data aceasta, Curtea de Conturi s-a prezentat la primărie și a constatat că cele și dânsii au scris acolo au fost duse la îndeplinire, asta e ca o notă bene a activității domnului primar, s-au recuperat sumele care erau în litigiu, atât de la personalul primării, unde era vorba de soția mea, cât și de la celelalte societăți comerciale. De asemenea, trebuie remarcat, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, noi ne-am însușit și un punct de vedere, când eu atunci nu am fost de acord cu punctul de vedere al Curții de Conturi, ne-am însușit punctul de vedere al expertului tehnic. De data aceasta, chestia aia cu balastul, că nici au pus mai multe într-o mașină decât capacitatea mașinii, asta e treaba totului. Ei, de data aceasta trebuie să remarc că am zis că urma un proces, nu a mai avut loc, Curtea de Conturi și-a însușit expertiza
Expertiza tehnică. Expertiza tehnică și nu a... Nu era de datoria lor. Și nu era de datoria lor să constate cât pune șoferul în probație. Era de datoria cântarului pădrun și a poliției între prești. Da. Deci expertiza tehnică care noi atunci ne-am sfârșit, vă aduceți vă aminte, este valabilă. Curtea de control și am sfârșit-o. Cu acest prilej, remarc pe toate punctele nevrate constatate de către comisie, de Curtea de Conturi, au fost duse la îndeplinire. Cred pentru care, pentru că nu prima dată, Curtea de Conturi... Am mai rămas ăsta, cu prețul, l-am făcut asta. Prețul cu bani. Și am mai rămas ca o dispoziție, echipă din partea primăriei, președinte și încă trei, da. Fiecare curte intră, măsoară și aduce la zi, actualizează ce are omul construit în curte. Ce are omul construit? Pentru că niciodată în comuna Bucium, nici în comuna Bucium, nu s-a făcut o actualizare. Foarte important pentru, da, o actualizare. Deci, la... este ca punct, nu la îndeplinire, vine, măsoară ei și îmi încurtă mie și celor care... Cum urmau controlele și da. Așa că eu un punct foarte greu. Am ales la Conți. Nu contează că e Conțul. Păi ce zic că e foarte greu? Nu. Acolo e foarte ușor. La Conți care o bașcă, vorbesc de român, au o bașcă de 15 pe 5. De român care are... În loc de asta de 40, eu plăcesc 150, mai are un graj mare și nu-s declarat. Ai făcut fără autorizație, puteai să vii să-l declari. Bine, mai e șofer. Mai trebuie fără. Deci este de apreciat, Curtea de Conturi nu a lăsat lucrurile în aer, au venit. Termenul a fost în decembrie 2016. Iar ei au venit în mai pentru a constata dacă s-au îndeplinit ceea ce au scris ei în actul de constatare. Atât am avut de spus. Eu vreau să spun lucrul acesta, pentru că domnul primar nu a citit. Nu trebuie să citească. Trebuie să ne ducem, așa cum ne-am însucit procesul verbal, așa trebuie să ne ducem și realizăm. Atât. Dacă, domnul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doar vă rog să-mi permiteți să vorbesc câteva cuvinte. Așa, după cum știți, se lucrează la rigolele prin care se împrejmuiesc șoseaua din Laconț și de la Priporul către Rod. Vreau să vă arăt că, într-adevăr, domnul primar s-a implicat în câteva probleme în care îl felicit, pentru că se gândește foarte bine. De ce? Tot materialul care iese din acel șant, din acele săpături, dumnealui le pune și amenajează acolo unde trebuie șoseaua, lângă podul romilor, acolo unde a trecut apa. Unde... Deci e o problemă foarte, foarte bună gândită. Problemă la care aici, poate dumneavoastră nu știți unii, dar care au văzut, numai cei care n-au văzut, poate să gândească că se lucrează într-adevăr cu o problemă de bună gândire. O altă problemă prin care, domn primar, vreau să vă spun dumneavoastră, trebuie să gândim o problemă acolo, ce facem cu hidrantul ăla de la capul satului. Deci acel tocmai din capul de acolo. Ora acoperim gaura aia, dați un pic buldo să-l acoperim. Ce ați gândit dumneavoastră trebuie să facem acolo, în gaura aia? Și din ceea ce ați observat și dumneavoastră, consider că sunteți pe raza noastră acolo unde se lucrează, probabil că ați observat, sau fi mai venit la dumneavoastră acei cetățeni, nu prea le merg câteva becuri acolo și știți cum sunt oamenii. Poate aveți timp între timp să putem să amenajăm această problemă. După ce duc ele de clasa 8-a la Baia, am consultat de bani. Când credeți dumneavoastră, eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt înscrie, declar ședința închisă.